Am revenit în studioul Gorj TV, doamnelor și domnilor. După cum bine știți, alături de mine se află primarul municipiului Târgu Jiu, domnul Florin Cărciumaru. Am primit foarte multe mesaje de la telespectatorii noștri. Voi citi câteva dintre ele chiar acum. Domnule primar, pe a doua stradă, Alea Plopilor, s-au strâns foarte mulți câini fără stăpân, care sunt foarte agresivi, semnalează Deci, telespectatorii noștri. o să insistăm în continuare să gestionăm această problemă a orașului mai bine decât alte orașe. Încercăm să colaborăm cu Asociația pentru Protecția Animalelor ca împreună să gestionăm foarte bine situația, să nu avem câini foarte mulți pe străzi, ca să muște cetățenii. Nu îmi doresc să ajungem la omorârea lor, pentru că asta este o ultimă soluție. Până acolo, noi trebuie să colaborăm Să găsim soluții și pentru trebuie lucru. să găsim soluții pașnice, fără să ajungem la măsura extremă. Încă un mesaj. Vă întreabă cineva cu privire la fațada ANL-urilor din zona hidrocentralei. Mai sperăm să fie Deci să renovate aibă aceste blocuri. răbdare domnul administrator că sunt prinse în programul societății edilitara, chiar ieri am punctat cu domnul director și că cele două blocuri vor fi zugrăvite. În momentul în care în zona respectivă va fi gata sala de box, societatea edilitara va veni în zonă pentru amenajarea aleilor și parcărilor din zona sălii de box. Odată ce sala va fi gata, zugrăvită, pusă la punct și o vom inaugura, sau mai bine spus, nu vom inaugura sala de sport, de box, până nu se vor zugrăvi, repara fațadele celor două blocuri tip anele. Revenim la Târgu Jiu, astăzi am avut parte din nou de un eveniment, din păcate, neplăcut din punctul meu de vedere, pentru că nu doresc să văd astfel de lucruri. Cred eu că aduc prejudiciu de imagine județului nostru până la urmă. A avut loc din nou rețineri, ați văzut și dumneavoastră chiar Da, un coleg de partid, primarul de la da, Slivilești, domnul am fost Bucurescu, domnul și eu Rănescu. informat. Ce să comentez, ce să spun, justiția să-și facă datoria, să fie corectă. Eu am încredere în justiție că va analiza, va cântări foarte, foarte bine acest caz, această problemă, această situație. Nu cunosc despre ce este vorba în dosarul respectiv și nu pot să comentez și de asta spun că am încredere în justiție. Acum, revenind la politica din județul Gorj, nu s-a rupt de mult timp Uniunea Social-Liberală. Spuneți-mi, la nivel de Consiliu Local, cum colaborați cu Deci, liberalii? eu pot să spun că la nivel de Consiliul Local am colaborat și colaborez foarte, foarte bine. Deci, în calitate de primar, eu nu cred că voi avea vreo problemă în ceea ce privește funcționarea alianței PNL-PSD la nivel de Consiliul Local. Îmi doresc din tot sufletul ca și în celelalte consilii din județ, cât și în Consiliul Județean să funcționeze alianța respectivă, că până la urmă împreună am mers în fața cetățenilor cu un program electoral și este bine ca împreună să îl ducem la bun sfârșit până în 2016. Acum, funcționarea relației, poți să spui, în continuare PSD-PNL la nivel de județ, depinde foarte mult și de atitudinea conducerii PNL în relația cu noi, cât și de atitudinea conducerii PSD în relația cu conducerea PNL. Eu am mai spus-o pe un post de televiziune, o spun și în emisiunea dumneavoastră. Deci, de aici încolo, PNL-ul, practic, în relația cu PSD-ul, vorbește de pe o altă poziție. Și cred că trebuie să existe mai mult
respect în ceea ce privește declarațiile unor lideri PNL, cât și invers. Nemai fiind în aceeași alianță politică, ca să putem colabora și din partea PSD-ului, din partea conducerii PSD, trebuie să existe mai mult respect față de conducerea PNL. Eu consider că în mare măsură funcționarea relației PSD-PNL în toate structurile, în toate deconcentratele, în toate consiliile, depinde foarte mult de comportamentul nostru al președinților de organizații la nivel declarativ. Eu am fost un președinte care în permanență am căutat să mențin un climat favorabil relațiilor PSD-PNL, cu toate că poate câteodată domnul Dian a făcut declarații mai acide la adresa mea sau la adresa colegilor din PSD și întotdeauna am dat-o pe seama declarațiilor politice, declarațiilor date la supărare și că ele nu trebuie luate în calcul pentru că relațiile PSD-PNL în structurile funcționale ale județului, din administrație, din alte unități, cât și din punct de vedere politic trebuie să funcționeze. Ce faceți dumneavoastră, socialdemocrații, la prezidențiale? Iar este un subiect fierbinte. Am văzut și o declarație a domnului Iliescu cu privire la o eventuală candidatură a domnului Victor Ponta. Deci, mai este o variantă, domnul Tăricianu se vorbește, nu să știu, fie deci, susținut. Deci, este prea devreme? Da, cred că este prea devreme să comentăm noi în teritoriu cine va fi candidatul PSD-ului, pentru că acest subiect sau această discuție nu s-a purtat în cadrul biroului permanent sau în cadrul comitetului executiv. Ați văzut că și domnul Ponta mai zilele trecute a declarat că un procent de 49% poate să spună că va candida. Niciodată n-a spus că va candida. Exact ca și, în cazul domnului Călinoiu la Colegiul 2 și domnul Ponta la nivel național, este cea mai bună variantă, cum pentru Colegiul 2 cea mai bună variantă este domnul Călinoiu, dar totuși nu și-a exprimat hotărârea, dorința de a candida la postul respectiv. Probabil că caută fel și fel de soluții câștigătoare ca dânsul să rămână în continuare prim-ministru, gândindu-se că totuși poate să facă mai mult pentru țară de pe poziția de prim-ministru în colaborare cu un președinte care să fie cu adevărat președinte. Călin Popescu-Tăricianu ar fi o variantă? Așa cum a declarat domnul prim-ministru, care nu este președintele nostru la nivel național, poate fi și Tăricianu o variantă. De ce nu? Dacă tot am discutat de domnul Ponta, ați mai purtat discuții cu dumnealui, mai ajunge pe la Gorj în perioada următoare? Deci știți ceva? Am purtat discuții, pot să spun că săptămânal discut cu dânsul la telefon despre sprijinul pe care trebuie să îl primească primăria, despre sprijinul care trebuie să îl primească Consiliul Județean pentru diferite investiții și nu mai vorbesc de relația județului Gorj în biroul permanent datorită prezenței domnului Călinoiu în calitate de vicepreședinte. Pot să spun că avem un mare sprijin, toți cei care căutăm să promovăm investiții la nivel de județ, avem în persoana domnului Călinoiu o sprijin foarte, foarte mare, pentru că dânsul fiind vicepreședinte PSD la nivel național, săptămânal se întâlnește cu toți miniștrii în cadrul biroului permanent și întâlnindu-se imediat discută direct, fără să mai deplaseze pe la ministere, problemele pe care le avem noi la nivel de județ. Și de asta spun că săptămânal vorbesc cu domnul prim-ministru despre
investiții. Să știți că personal să mă întreabă de fiecare dată, mă întreabă de stadiul lucrărilor de la centura de ocolire, că își dorește să participe la deschiderea lucrărilor. După cum știm, 9 luni de zile, practic, s-a tot amânat licitația din contestație în contestație. S-a desemnat acum câteva luni de zile constructorul. După aia a intrat în perioada de contestații, practic, licitația pentru desemnarea firmei care să se ocupe de exproprieri. În sfârșit s-a rezolvat și problema firmei respective și se lucrează, va fi destul de greu, va fi destul de dificil, pentru că până la urmă cetățenii sunt foarte pretențioși și pe bună dreptate, este terenul lor și mai ales cei care au case de demolat. Sunt cetățeni cărora li se vor demola casele și este normal că trebuie să negocieze foarte, foarte bine demolarea caselor. Din păcate, avem un cetățean căruia îi se demolează casa a treia oară, vine din zona Mătăsari. Asta este un record. Asta este viața. Dar obiectivul, investiția este destul de mare, este de utilitate publică și nu se poate abandona, trebuie realizată, trebuie făcută. Bineînțeles că cei care negociază vor căuta să negocieze în spiritul legii, dar să fie și cetățenii, părerea mea, nu știu despre ce este vorba, să fie mulțumiți. Mergem și spre fotbal puțin, pentru că trebuie să vorbim și despre acest aspect. Cu siguranță cetățenii sunt interesați. Domnul Prunariu a înlocuit pe domnul Părbulescu deci, în fruntea pandurilor în urma ultimei ședințe a adunării generale. În ultima ședință AGA, prin renunțarea la coordonarea activității administrative la nivel de club din partea domnului Pârvulescu, AGA l-a desemnat pe domnul Prunariu ca președinte al Consiliului de Administrație și este foarte bine. Eu consider că dânsul va coordona foarte bine partea administrativă, este un om dornic de afirmare, are o experiență în domeniu, a demonstrat că are capacitatea organizatorică de a conduce diferite activități. Eu îl cunosc foarte, foarte bine și știu că și Federația de Atletism i-a încredințat organizarea unor activități, acțiuni la nivel internațional, ceea ce asta spune ceva. Eu consider că nu am greșit cu nimic atunci când l-am desemnat pe domnul Prunariu ca președinte al Consiliului de Administrație. Bineînțeles că nu putem să-i cerem rezultate peste noapte. Nu trebuie să ne speriem că echipa la ora actuală joacă mai slab față de ediția trecută, dar se vede clar că de la etapă la etapă își intră în formă. Nu trebuie să ne supărăm dacă nu mai ocupăm locul 2 sau dacă nu mai jucăm în cupele europene, pentru că acest lucru s-a întâmplat și la alte echipe. În general, în România, o echipă după ce câștigă campionatul, practic în ediția următoare cade, un sezon ceva mai slab, cade, pentru cade că se simte tot vizibil timp, în clasament. Exemplu este Oțelul Galați, este exemplul, putem lua și de la CFR Cluj, nu trebuie să luăm exemplu de la Steaua. Steaua este cu totul și cu totul altceva. Dar noi nu renunțăm și ne dorim ca și la sfârșitul acestei ediții să ne clasăm pe un loc care să ne permite să jucăm în cupele europene. Vedeți, sunt stiluri diferite din punct de vedere al antrenorilor. Nu mă bag în partea respectivă, nu mă bag în lumea respectivă.
Dar normal că un stil de joc și un stil de antrenament îl are și l-a avut Ghigoraș, un alt stil de L are domnul antrenament îl Pustai, are iată. domnul Pustai. Eu consider că trebuie să ne mulțumim că avem la Târgu Jiu un președinte executiv care se pricepe Dar destul va de rămâne? bine Știți că se la vorbea de Steaua la un activitatea moment dat, sportivă, că da, nu. Sunt ați discutat cu zvonuri și că dumnealui? avem o bancă tehnică pregătită, o bancă tehnică serioasă, să știți, fiind în AGA de la bun început, am avut posibilitatea să cunosc fel și fel de antrenori și vreau să vă spun că domnul Pustai se detașează de departe ca un antrenor exemplu, nu îi se spune degeaba profesor, nu degeaba a fost Profesor de profesor de matematică. matematică. Se vede prin cultură, se vede prin comportament, se vede prin tot ceea ce face că este detașat în față printre cei mai buni antrenori pe care i-a avut Pandurii Târgu Jiu. Sunt sigur că alături de Brunariu, că alături de domnul Curvulescu, vor face echipa care să aducă din nou performanță la Târgu Jiu. Au mai apărut ceva probleme în aceste zile. Ați văzut cu niște mașini de pe la Clubul Pandurii care... Da, sunt Am înțeles că au ajuns probleme, astăzi da, acele sunt mașini până la urmă. probleme și de genul ăsta. Din păcate, de la o zi la alta, pe măsură ce se înaintează în contabilitate, se găsesc multe, multe nereguli. Mă rog, se va face odată și odată lumină. Părerea mea că domnul Prunariu, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, trebuie să forțeze nota să facă un audit autorizat și să ia în primire activitatea și să știe de la ce pleacă, pentru că să știți că și aceste aspecte poate au contat în sens negativ Asupra jucătorilor. la pregătirea echipei. Am mai primit mesajul, o să mai citesc pentru că nu mai avem mult timp din emisiune. Vă mai întreabă un telespectator în legătură cu apa din subsolul și din camera centralei ale blocului Valanele din Mă Narcisa. rog, sunt veșnic nemulțumiți, deci este o problemă care va fi foarte greu de rezolvat, să nu mai insiste că până la urmă, subsolul respectiv nu este destinat pentru boxe în anele-urile respective, ci subsolul este destinat pentru adăpost ISU. Îl vom închide dacă tot insistă pe acest lucru, că este omenește, este normal că nu se pot rezolva infiltrațiile respective peste noapte. Nu este cine știe ce cantitate de apă la subsol, am fost și eu acolo, am văzut. Sunt infiltrații la toate blocurile din oraș. Sunt blocuri care au apă de 2 metri la subsol. S-a greșit de la temelie, deci încercăm ca în această vară nu să fi făcut iarna lucrarea. În această vară să încercăm să rezolvăm problema. Eu cred că ar trebui să dea dovadă de mai mult respect pentru cei care au făcut eforturi să construiască acolo blocurile respective, de cei care au făcut eforturi să aducă un program pentru ANL-uri, ca ei să aibă astăzi un apartament și o garsonieră dotate de nota 10, lucru pe care foarte mulți dintre noi l-am avut după 10 ani de căsnicie. Să ne aducem aminte cum primeam noi apartamentele și cum au primit ei apartamentele. Se insistă atât de mult și să nu vă spun ce jigniri ne aduce o persoană sau o persoană, două pe această temă. Deci, din punct de vedere tehnic, este conștient și persoana respectivă este conștientă că nu se poate rezolva acum, nu se poate să avem răbdare să vină vara și s-ar putea ca niciodată să se mai poată rezolva. Dar nu este un capăt de țară că undeva avem un firicel de apă la subsol. Și încă o dată repet, subsolul este destinat pentru adăposturi, pentru că așa se construiesc blocurile în ziua de astăzi și nu nici de cum pentru Box. boxe.
Încă un ultim mesaj, pentru că nu Deci, avem ultimii din da. emisiune. Din Obreja vă spune cineva că vă solicită să nu mai tolerați chefurile până dimineață organizate de romi. Aici cred că trebuie să vă adresați Nu, poliției. către poliția locală, poliția, jandarmerie, dar, mă rog, nu știu Nu cu aveți ce nicio sigur. ocazie, da, nu cu ce ocazie, da. Am ajuns la finalul emisiunii. Domnule primar, vă mulțumesc mult pentru că ați acceptat invitația mea din Deci, această seară și vă mai pare rău aștept. că nu avem timp suficient să citim toate mesajele, să le comentăm, că nu putem vorbi de toată activitatea și de toate investițiile pe care le are primăria în program, pentru că sunt foarte, foarte multe. Dar, mă rog, asta este Cu poziția. alte. Vreți să aflați cât se poate de mult pe Din linie fiecare subiect politică și și avem cred câteva că de asta. subiecte care Dar sunt o să mai vin în și floare, așa să zic, o în să le această perioadă. grupăm. Așa este, de actualitate în momentul de față este practic problema Europarlamentară și colegiul 2 de europarlamentară, Senat. colegiul 2 pe Senat și fiecare problemă are importanța ei. Vă mulțumesc mult de tot încă o Bun, dată. am înțeles. Doamnelor și domnilor, emisiunea din această seară a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, să auzim numai de bine.